Deschidem serviciul divin în această seară cu cântarea 631. Stăm lângă apa de viață. Tatăl nostru care ești sus în ceruri, în numele Domnului Hristos, venim să îți mulțumim pentru că încă o săptămână ne-ai prelungit viața și iată-ne la picioarele tale. Amin. Îți mulțumim pentru sănătate, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și ajută-ne ca în acest sabat care am intrat, Tu să ne binecuvântezi pe fiecare în parte. Amin. Dă Tu binecuvântarea Ta în seara aceasta servului Tău, binecuvântează cuvântul care va fi rostit prin trânsul și ajută-ne ca să-l primim ca de la Tine. Binecuvântează pe cei bolnavi, pe cei bătrâni, pe copii și pe tineret și ajută-ne ca cu toții să fim strânși în banda iubirii Tale și să-Ți aducem laudă acum și în veci prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Voi ruga pe fratele Micu să caute cântarea Atâta Har. Și de asemenea, voi ruga organistul să nu părăsească punctul de lucru deocamdată, până nu vom cânta și cântarea aceasta, Atâta Har, ce minunat!
Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz, în altă parte spune, în staul, și se duce după cea pierdută până o găsește? Luca 15. Pentru cine vrea să deschide Scriptura. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: haideți, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Amin. Vreau să ne concentrăm în seara aceasta asupra acestei surse de bucurie pe care mulți dintre noi probabil că am pierdut-o. Această sursă de bucurie. Să iei mielul după umeri, să-l aduci acasă. Și când l-l aduci acasă, să spui: oh, cât de mult mă bucur. Sau să iei mătura în mână, să întorci o casă întreagă pe dos, pentru ca să găsești o singură monedă pe care ai pierdut-o, dar care face parte din zestrea ta de o viață, zestrea încredințată ție de tatăl tău, de mama ta, de tatăl tău ceresc. Și care într-o zi va trebui să o dai mai departe. Și nu-ți poți permite să pierzi zestrea asta. Nu poți. Și atunci o cauți. Și o cauți. Și o cauți. Și mături cum n-ai mai măturat niciodată. Și faci curățenie cum n-ai mai făcut niciodată. Și după ce ai găsit-o, din nou, oh, ce bucurie, veniți toți ca să ne bucurăm împreună. Rețineți această imagine. Vreau să vă pun două întrebări legate de două texte biblice acum. Luca al 9-lea capitol, versetul 49. Și aș dori tinerii să fie atenți puțin, pentru că am de gând să-i întreb și pe ei. Ronald, acolo. Da? Învățătorule, noi am văzut un om scoțând demoni în numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Vreau să vă întreb, ați făcut vreodată așa ceva? Cam cum se traduce treaba asta? Am văzut un om care scotea demoni în numele lui Iisus Hristos, l-am oprit pentru că nu merge după noi. Cum e asta? Puteți să actualizați această situație la noi astăzi? Cam cum ar fi? L-am văzut, folosea numele tău și scotea demoni. Observați, de data asta nu se întâmplă ca în cazul fiilor lui Sceva. Da? Vă amintiți? Am vorbit nu demult despre lucrul acesta. În cazul fiilor lui Sceva, fiii lui Sceva auziseră de numele lui Iisus Hristos și s-au hotărât ei să folosească numele Domnului Iisus Hristos. Au venit, au rostit numele Domnului Iisus, însă în loc ca demonii să plece, demonii au conversat cu ei foarte frumos și l-a spus: pe Pavel îl știm, pe Iisus Hristos îl știm, de Pavel am auzit, îl cunoaștem, îl înțelegem, dar voi de unde sunteți? I-a sărit la ei și i-a pedepsit rău de tot pentru că au îndrăznit să-i tulbure. Ei, de data asta, nu acesta este rezultatul. Textul ne spune că de data aceasta, demonii ce făceau? Ieșeau. La auzul numelui lui Iisus Hristos, ieșeau. Care era problema totuși? Care era problema? Nu, care era problema?
Nu mergea după noi. Iar ucenicii au înțeles că e foarte important ca să fie cu ei. Să fie ucenic. Era important. Era important. Și acum răspunsul Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul le spune, nu-l opriți. Fiindcă cine nu este împotriva noastră, este cu noi. Gândiți-vă la textul acesta, probabil că pentru unii mai creează încă confuzie, pentru alții s-ar putea să fie limpede. Cam care ar fi rezolvarea? Despre ce este vorba? De ce oamenii respectivi nu mergeau cu Domnul Iisus Hristos? El îl aveau pe Domnul Iisus Hristos, îl aveau în suflet și mergeau acolo unde considerau că este nevoie, dar Duhul era același. Era același Duh care îl mâna pe Iisus Hristos, același Duh care îi mâna și pe ei. Același Duh. Era aceeași armonie. Acum, câteva pagini. Luca 11, cu 23, Domnul Iisus Hristos spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Vă rog frumos, cum armonizați aceste două texte? Auziți. Cine nu este împotriva noastră, este cu noi. Și textul celălalt? Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Frații mei, aceasta este dilema oricărui om care trebuie să-L prezinte pe Iisus Hristos. În seara aceasta aș vrea să spun un singur lucru. Dacă vei merge să-L prezinți pe Iisus Hristos și Iisus Hristos nu este cu tine, Iisus Hristos nu este în tine, ce se întâmplă? Rezultatul este risipa. Îți risipești puterile, îți risipești timpul, te risipești pe tine. Când Iisus Hristos este cu tine, când Iisus Hristos este cu biserica Lui, atunci fiecare sămânță aruncată aduce bucurie. Aduce bucurie. Atunci sunt miei care sunt aduși pe umeri înapoi. Atunci sunt bănuți și sufletele care sunt găsite și care sunt duse acasă. Pentru că oricine face ceva pentru Iisus Hristos, cât de mic, va primi însutit și mai mult decât atât, viața veșnică. Este vremea să spunem în seara aceasta că Biserica lui Iisus Hristos a fost adusă la existență pentru ca să lucreze. Biserica lui Iisus Hristos a fost adusă la existență pentru ca să aibă un spirit dinamic. Biserica aceasta trebuie să meargă în toată lumea și să adune suflete prețioase pentru Hristos. Aceasta este misiunea ei. În ziua când biserica s-a oprit de la lucru, în ziua în care biserica și-a găsit scaunele ei frumoase, confortabile, roșii, în ziua în care fiecare dintre noi avem un scaun la care ținem, în ziua aceea, biserica s-a transformat în altceva, dar nu în ceea ce dorea Iisus Hristos. Încerc să citesc sufletul Mântuitorului. Câtă bucurie a fost în sufletul lui atunci când ucenicii au spus, am văzut pe cineva mergând în numele tău și scoțând demoni. Câtă bucurie a fost în sufletul lui. La un moment dat, Luther, spuneam altădată, stătea la o masă și vorbea cu prietenii lui și din ce vorbea cu prietenii lui, a spus, în timp ce eu vorbesc aici la masa aceasta, cuvântul lui Dumnezeu merge în toată Germania, nu mai poate să fie oprit. Acesta era sentimentul Domnului Iisus. În timp ce eu stau aici cu voi,
Împărăția mea merge și nu mai poate să fie oprită. Demonii fug. Oamenii sunt eliberați. O nouă viață a pătruns în inima acestui popor. A, ce frumos! Ucenicii n-au înțeles lucrul acesta pentru vremea aceea. Vor înțelege mai târziu. Și ca urmare, Mântuitorul spune, dacă ar fi mai mulți oameni care atât să facă, doar atât, măcar să nu fie împotriva mea, măcar să-mi dea voie să lucrez cu ei, prin ei, măcar să nu fie împotriva mea, de ar putea să se ridice, de pe locul lor și să meargă acolo unde eu doresc ca să lucrez prin ei, măcar de ar fi așa. Ce ziceți? Există în biserica aceasta oameni care ar dori să se ridice și să lucreze cu Iisus Hristos. Cât de în vârstă ar fi? Cât de săraci ar fi? Dar ar dori să se ridice? Uitați-vă puțin în Luca 10. Iertați-mă, în Matei capitolul 10. Am mai vorbit despre lucrul acesta la ora de rugăciune. Trimiterea celor 12 apostoli este prima lucrare de evangelizare planificată de Domnul Iisus Hristos. Câteva principii doar vreau să le urmăriți. Versetul 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală, orice neputință. Acum vă rog frumos să mergeți în Luca 10. Deci am citit în Matei capitolul 10, acum în Luca al 10-lea capitol. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi către doi înaintea lui, în toate cetățile, în toate locurile unde avea să treacă el. Completați cele două versete. Prima dată Domnul Iisus Hristos a luat 12, le-a dat putere, le-a dat din Duhul lui și i-a trimis să lucreze. Apoi Domnul Iisus Hristos mai adaugă la acești 12 încă 70, îi trimite, unde îi trimite? Este o idee pe care aș vrea să o observăm împreună. Îi trimite doi către doi în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă. Am întrebat atunci, vreau să întreb și acum. Avea Domnul Iisus Hristos un plan pe unde avea să meargă? Avea sau nu? Nu se ducea Domnul Iisus Hristos așa la întâmplare. Astăzi o iau în dreapta. Mâine o iau în stânga. Sau... Nu mergea Domnul Iisus Hristos acolo unde îl trimitea Tatăl în fiecare zi, fără să fie, să știe dinainte unde se duce? Nu era așa? Se pare că textul ne spune că Domnul Iisus nu lucra așa. Domnul Iisus Hristos știa cu mult timp înainte pe unde avea să se ducă. Așa spune textul. A trimis pe cei 70, i-a trimis unde i-a trimis? Pe traseul pe care el îl avea deja în minte, pe unde el dorea, urma să se ducă. Domnul Iisus Hristos se rugase cu mult timp înainte pentru oamenii din locurile respective. Vorbise cu Tatăl despre ei. Stătuse în genunchi înaintea Tatălui ore multe. Și așa cum s-a întâmplat cu Pavel la un moment dat, când Duhul i-a spus să nu te duci acolo, ci du-te în partea cealaltă, Domnul Iisus Hristos împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt deja făcuseră traseul. Și Duhul îl înștiințase. Mergi acolo pentru că ți-am deschis o ușă. Mergi dincolo pentru că ți-am deschis o altă ușă. Și traseul era deja stabilit. Ucenicii, cei 70 de ucenici, n-au fost trimiși la întâmplare. Ucenicii aceștia n-au fost trimiși. Duceți-vă unde vreți, luați-o în stânga și în dreapta, luați așa țara comună cu comună. Nu! Mântuitorul i-a trimis acolo unde Duhul Sfânt deja pregătise locul. Este
una dintre cele mai importante descoperiri pe care noi le-am putea face în seara aceasta. Și anume, că noi nu putem să facem niciodată nimic, nu putem lucra nimic decât dacă lucrăm în colaborare și împreună cu Duhul Sfânt. Doamne, la ce ușă să bat? Doamne, unde să merg? Doamne, ce să spun? Vedeți dumneavoastră, în capitolul 10 din Luca spune, le-a spus să meargă acolo, dar în capitolul 10 din Matei spune, le-a dat putere și Duhul Sfânt a mers împreună cu ei. Planurile sunt mână în mână cu putere. Biserica lui Iisus Hristos este destinată la lucrare. O idee care se desprinde de aici este în versetul 2 din Luca capitolul 10 și anume, secerișul este mare, dar lucrători sunt puțini. Fraților, suntem în secolul 1. Lumea era pregătită pentru ca să audă de un mântuitor. La Roma, împărații începuseră să-și dea titlul de Augustus, ceea ce înseamnă divin, și de asemenea Soter, ceea ce însemna mântuitor. E foarte interesant că începând după Octavianus, Tiberiu și așa mai departe, fiul împăratului va purta numele de fiul zeilor și el are această destinație de a fi salvatorul omenirii. Vreau să spun doar atât, lumea era pregătită ca și concept. Așteptau pe cineva să-i salveze. Ajunseseră la un punct limită unde nu mai puteau să meargă mai jos, simțeau că nu se mai poate. Ca și acum. Lumea simte că a ajuns la un punct limită. Și în timp ce ei simțeau că a ajuns la fundul sacului, la punctul acesta limită, în momentul acela, Domnul Iisus Hristos le spune, fiți atenți, oamenii ăștia au nevoie de secerători. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat dacă în momentul acela întreaga națiune iudaică s-ar fi ridicat să secere? Câți erau? Un număr, dați-mi un număr. Câți erau? Erau milioane. Națiunea iudaică din momentul acela erau milioane. Erau răspândiți în centre comerciale, în puncte strategice peste tot. Din Alexandria până în Babilon, plus Ierusalim. La Roma, peste tot. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi ridicat toți? Imaginați-vă, lumea era pregătită. Trebuia doar ca această națiune să se ridice, să fie trezită din somnolență și să zică, da, Doamne, da, nu ne împotrivim Ție, nu vrem să ne împotrivim, vrem să fim cu Tine. Și Mântuitorul spune, dacă cineva este cu Mine, înseamnă că este, suntem împreună. Dacă nu se împotrivește, înseamnă că este cu Mine. Trebuia ca națiunea asta să nu se împotrivească îndemnurilor și chemărilor Duhului Sfânt. Atât trebuia. S-au împotrivit. S-au împotrivit. Și-au rămas pe loc, pe scaunele lor, capitonate. Au rămas în lojile lor aurite de la Ierusalim. Au rămas acolo. Nu i-a putut mișca nimeni. Împietriți, bătrâni, cu tradiția lor, au rămas acolo până când Ierusalimul s-a dărâmat pe ei, dar nu s-au mișcat de acolo. Nu s-au mișcat. A venit Iisus Hristos și l-a spus, dacă aș ști ce mare e secerișul, dacă aș ști ce mare. Și din toată națiunea, într-adevăr, a reușit să scoată câți? 12 și în altă parte 70. Atât. 12 sau 70.
le-a spus celor 12 și celor 70, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Spuneam și data trecută, uneori ne uităm la noi și am luat și noi loc pe scaunele noastre și istoria noastră aproape s-a împotmolit și noi venim la biserică o dată pe săptămână ca să ne răcorim sufletul, dar mișcarea aceea divină în care Domnul Iisus Hristos a angajat biserica sa, aproape că s-a încremenit. Întreb de ce? Răspunsuri. Cine mai ascultă, frate? Cine mai vine, frate? Nu mai este nimeni, frate. Dragii mei, în seara asta vreau să ne ridicăm ochii puțin spre cer și să înțelegem că secerișul este mare. Nu se poate ca omenirea să ajungă din nou la punctul ei de zero și să nu existe seceriș. Nu se poate. Când omenirea cade jos, cât se poate de jos, atunci Duhul Sfânt lucrează atât de puternic încât cei ce sunt încă greu sunt scoși deoparte și seceriș există. Dacă cineva nu vede, este din cauza că problema e la noi. Seceriș există. Cine? Câți dintre noi se vor ridica să meargă să secere? Asta este o problemă serioasă. Suntem în Loma Linda? Diferite motive. 1, 2, 3. Vreau să vă întreb, dacă ne-ar fi trimis Domnul Iisus Hristos în mijlocul lupilor, am fi mers? E așa de bine încât nu urlă niciun lup în jur și nu-i greu. Dar dacă ne-ar fi trimis în mijlocul lupilor? Dacă ar trebui ca pentru fiecare suflet la care mergi să pătimești și să trebuiască să te urmărească cineva și să trebuiască să ai probleme, am mai merge, fraților? Oare să așteptăm asta? Există o pildă a Domnului Iisus Hristos, o pildă care spune așa. Un om avea o vie și avea nevoie de lucrători. Și a ieșit de dimineață. Și a găsit lucrători în piață. Și a zis, ce faceți? Păi, stăm în piață. Păi, de ce stați în piață? Poftiți? Nu ne-a tocmit nimeni. Și răspunsul ăsta era răspunsul tuturor lucrătorilor, indiferent la ce oră ieșea stăpânul viei. Ideea era, nu ne-a tocmit nimeni. Și oamenii aveau dreptate, nu-i tocmise nimeni, nu venise nimeni să-i cheme la lucru. Fraților, ce învățăm noi din treaba asta? Ce înseamnă un om tocmit la lucru? Un om tocmit, angajat la lucru. Ce înseamnă? Un om care este angajat într-o relație de legământ cu proprietarul, cum că el va merge și va lucra în via proprietarului. Acum vă rog să observați dumneavoastră, unde nu este tocmeală sau legământ, nu există nici ideea de datorie. Sunteți de acord cu mine? Dacă nu te-a angajat cineva și dacă nu spune că te plătește, dacă n-a făcut lucrul acesta, asta înseamnă că eu nu mă simt niciodată dator să lucrez în via lui, corect? Eu mă simt dator și simt obligat în momentul în care am creat o tranzacție, m-am angajat, am intrat într-un legământ cu omul respectiv. Apoi, dacă nu este datorie și dacă nu este legământ, nu este nici interes. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Sunteți de acord? Când apare interesul? Când un om câștigă ceva. Atunci apare zelul,
atunci apare interesul. Altfel nu se poate. Fraților, fără tocmă nu există datorie și nu există interes. Vă rog să vă gândiți la lucrurile astea trei. Apostolul Pavel la un moment dat spune așa: eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor înțelepți și celor neînțelepți. Spuneți-mi de unde vine ideea sunt dator. Poftiți? De unde vine simțământul ăsta sunt dator? Haideți să facem o paranteză între noi. Foarte mulți spun așa: frate, eu ce să fac? Eu ce să fac? Aici e biserică. Pe mine la ce mă pui? Mă pui diacon la ușă? Mă pui să predic? Eu ce să fac aici? Spune și mie. Și știți, nu e decât un amvon. Și când mai este și pastorul prezent și predică numai ei, ceilalți ce să facă? Da, avem ce face, frate. Uneori eu mă rog și zic: fraților, hai să mai vorbim și cei din biserică, să mai fie și unul și altul, ca să fim mai mulți interesați în lucrul acesta. Motive sunt de o parte și de alta, dar revin la întrebare: ce-i de făcut? Ce să fac? Frate, ai unde să mă duc? Trimite-mă și mă duc. Vă rog să observați dumneavoastră celălalt aspect la Pavel. Apostolul Pavel spune: eu sunt dator. Îl învățase cineva? Îl trimitea cineva? Îi făcea cineva agenda? Dumnezeu. Împreună cu Duhul Sfânt, împreună cu Iisus Hristos, descoperise că El are o datorie așa de mare pe sufletul și pe umerii Lui, că nu putea nici măcar să doarmă. Sunt dator tuturor, și celor înțelepți, și celor neînțelepți, și celor bogați, și celor săraci. Sunt dator. Vreau să te întreb, tu ești dator? De unde vine simțul datoriei? Repet încă o dată. Din tocmeala de la început. De acolo e totul. Dacă s-a tocmit bine la început, apare și simțul datoriei. Dacă tocmeala a fost făcută prost, nu apare datoria. Apoi imaginați-vă un om care se simte dator și grecilor și barbarilor. Cum va lucra în via lui Iisus Hristos? Trebuie întâi să mănânc, trebuie întâi să mă duc la serviciu și, pe urmă, dacă mai rămâne timp, mai vorbesc cu câte cineva. Aduceți-vă aminte la ce spunea Pavel. El spune așa: alerg spre premiul chemării cerești. În altă parte spune: eu însumi mă lupt și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. De ce? Avea de lucru. În Carlaua, în grădina, în via împărăției lui Dumnezeu. Acolo e mult de lucru, iar Apostolul Pavel lucra cu toată ființa sa. Mai mult decât atât, el spune: sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Jertfă de băutură era jertfa aceea de mulțumire. El era gata să fie turnat ca mulțumire pentru Dumnezeu, cât a făcut Dumnezeu pentru el. Vreau să vă întreb. Există ideea de datorie în sufletul nostru? În mintea noastră, suntem noi datori? Doi. Există zel? Există interes? Cum lucrăm noi în via lui Dumnezeu? Cât de apatici sunt? De plină flăcărare suntem. Cum stăm? Cine ne-a tocmit, fraților? Vreau să vă întreb, cine ne-a tocmit? Pentru că încă o dată vă spun, de acolo pleacă totul. Și aici aș vrea să rămânem puțin. A fost un demonizat. Doi, în altă parte, care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Starea lor era teribilă.
Era un film de groază dacă trebuia să-i vezi. Puteri supranaturale. Rupeau lanțuri. O stare de nervozitate extraordinară. Nu se puteau stăpâni. Se loveau cu pietre. Vă închipuiți durerea pe care o simțeau? Când simțeau durerea aceasta, vă rog să-mi spuneți cam cum erau psihic. Înnebuniți. Înnebuniți de o durere interioară, pe lângă care durerea exterioară era prea puțină, prea mică. Înnebuniți. Condiție teribilă. În pustia lor, pentru că textul ne spune că locuiau printre morminte, în zone neumblate de oameni. În tradiția iudaică, iudeii nu trebuia să se atingă de mort. Era oarecum oarecare respingere psihică a lor să meargă prin cimitire. E, acolo stăteau oamenii ăștia. Când a trecut Iisus prin preajmă, au alergat înaintea Lui. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că au vrut să stea de vorbă cu El. Au vrut să-L roage să elibereze de jugul acela teribil sub care viața părea imposibilă. Au vrut să spună, Doamne ajută-mă. Și când au deschis gura să zică, Doamne ajută-mă, ce a ieșit? Iisuse Hristoase, ce avem noi a face cu tine? De ce ai venit să ne chinuiești? Acesta este limbajul demonic. Iisus, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? De ce ne tulburi? De ce ne încurci planurile? De ce? Verbal s-au împotrivit lui Iisus Hristos. Verbal au fost împotriva Lui. Dar Mântuitorul a trecut dincolo, a văzut dincolo și a văzut dorința lor. Și a eliberat. A eliberat. Îmi place imaginea aceasta a celui eliberat care era gol înainte. Era rând din cap până în picioare, imposibil să aibă o ținută demnă. Liniștit, care stă dintr-o dată, își revine, se uită cu ochii lucizi, îi vede pe ceilalți în situația asta, se vede pe sine în situația aceea, în zdrențe și de rușine cere o haină. Îmi place să-mi închipui că oamenii de acolo au venit cu hainele lor și și-au luat mantia și i-au acoperit și le-au dat hainele. Și în scurtă vreme s-au văzut oameni întregi stând la picioarele lui. Și acum, ce o să facă? Se apropie seara. Unde să se ducă? Este ca unul care a stat în închisoare foarte mult și după 15-20 de ani l-a uitat toți. Unde să mă duc? Pe drumuri? Și demonizatul spune, te rog frumos, nu, vreau să stau cu tine. Mă las să stau cu tine. A început, ce a început? Tocmeala. Mă las să stau cu tine. Și Mântuitorul se uită la el și spune, du-te. Du-te la ai tăi. Ce să le spun, Doamne? Nici nu știu ce să le spun. Cum să le spun? Ce să le vorbesc? Vorbește-le de un singur lucru. Spune-le ce a făcut Domnul pentru tine. Le spui? De celelalte lucruri știu. Erau iudei, știau despre sabat, știau despre faptul că corpul este templul Duhului Sfânt și se străduiau să nu-l pângărească. Aveau toate regulile care țineau de celelalte lucruri. Le lipsea un lucru. Nu știau ce domnau.
nu știau că lucrează Iisus pentru ei. Se împotriveau celui ce îi iubea atât de mult și putea să facă atât de multe lucruri pentru ei. Se împotriveau lui. Duceți-vă și spune-le asta. Am o întrebare. Ce ar fi fost dacă persoana aceasta ar fi zis: uite, 3 ani de zile nu spun, dar după 3 ani de zile o să le povestesc tuturor despre ceea ce s-a întâmplat. Dar primii 3 ani de zile nu le spun nimic. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat după 3 ani? N-ar mai fi spus nimic, așa e? Fraților, așa tocmește Dumnezeu oamenii. Țineți minte. Dumnezeu lucrează astăzi pentru tine și te trimite să spui astăzi oamenilor ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Am întâlnit deseori următorul lucru. Un frate se ridică pe picioare și spune: acum 15 ani de... Acum 15 ani? Te rog frumos, nu mai spune. Acel lucru trebuia spus acum 15 ani. Acum trebuie să spui ce s-a întâmplat azi. Așa tocmește Dumnezeu oamenii. Așa intră Dumnezeu în legământ cu oamenii, făcând ceva în fiecare zi pentru tine. Și apoi spunând: du-te și spune altora ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Dacă intri într-un astfel de legământ, dacă te lași găsi de Dumnezeu în felul acesta, atunci vei descoperi că ai o datorie pentru toți. Și după ce vei descoperi datoria aceasta, vei începe să lucrezi cu interes sau cu zel, pentru că Dumnezeu te-a tocmit pentru El. Ești cuvântul Lui, ești gura Lui, ești solul Lui pentru lumea aceasta. Dacă n-a făcut Dumnezeu nimic pentru tine astăzi, dacă n-a făcut Dumnezeu pentru tine nimic ieri, înseamnă că e o problemă cu legământul. E o problemă cu tocmeala. Înseamnă că avem probleme la capitolul acesta. Toți aceia care simțim că avem probleme la capitolul legământ, vă rog, haideți să ne întoarcem acolo în punctul acela. Haideți să ne întoarcem la capitolul botezului. La momentul în care ne-am luat legământ sau ne-am angajat față de Dumnezeu cu inima și cu ființa noastră, haideți să ne întoarcem acolo. Vreau, fraților, să vă rog să ne pocăim. Pentru că întoarcerea acolo înseamnă pocăință. Un act de pocăință. Să intrăm din nou în locul unde Dumnezeu ne așteaptă să încheiem un legământ cu El. Ca El să înceapă să lucreze pentru noi. Eliberarea noastră. Salvarea noastră. Gloria noastră, pentru ca să putem spune și altora. Ne mai desparte o săptămână, până când va trebui să ne deschidem din nou ușile acestei biserici pentru ai dumneavoastră, pentru cei pe care îi aveți. Vreau să vă întreb, sunteți gata să mergeți acolo? Suntem gata să ne ridicăm pe picioare și să mergem la lumea aceasta care are nevoie de noi? Poate să ne părăsim locurile atât de confortabile și săptămâna aceasta care urmează și sabatul acesta să dăm loc în timpul și în programul nostru lui Dumnezeu, ca să ne facă El să ne simțim datori prietenilor, rudelor, vecinilor noștri și să-i chemăm încă o dată la Dumnezeu. Vreau să vă întreb, suntem gata pentru lucrul acesta? Poate că cineva va spune: bine, dar cum va trebui să fac asta? Încă o dată, puneți genunchiul jos
Fiecare plan pe care l-a făcut Iisus Hristos a reușit datorită faptului că planul acesta l-a făcut cu Duhul Său cel Sfânt și prin Duhul Sfânt. Acesta e secretul. Simplu, frumos. Să facă cerul ca planul pentru fiecare dintre noi să fie făcut și fiecare dintre noi să-l vedem. Ne așteaptă o lume. Ne așteaptă oameni. Ne așteaptă Dumnezeu. Amin. Să închidem serviciul divin cu imnul Hristos Mare Preot. Thank you.
Tatăl nostru care locuiești în ceruri. Îți mulțumim, Doamne, prin meritele Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că și în seara aceasta Tu ai vorbit sufletului nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru rugăciunea pe care Tu ai înălțat-o, prin care Tu te-ai rugat nu numai pentru ei, cei care au trăit în timpul Lui. Doamne, Tu te-ai rugat și pentru noi, ca și noi să fim una, pentru ca lumea să creadă că, Tată, Tu ai trimis pe Fiul Tău ca să trăiască și să moară pentru noi. Părinte bun, am pășit pe ușile acestei biserici de ani de zile. Și poate că împreună cu mine mai sunt și alții care poate nu ne-am născut cu totul din nou. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să ne naștem din nou. Amin. Dacă în seara aceasta e cineva aici care nu și-a predat viața lui prin legământ cu Tine, prin botez, Doamne, atinge-Te de inima lui. Atinge de inima ei, Doamne. Și fă Tu, Părinte bun din ceruri, ca niciunul din locul acesta care ne închinăm în această seară înaintea Ta să nu lipsească de la masa din împărăția Ta. Amin. Doamne, ajută-ne să primim cu seriozitate. Ajută, Doamne, să ne dăm seama că timpul e prea scurt ca să ne jucăm cu jucăriile lumii acesteia, cu care ne-am jucat atât de mult timp. În aceste momente de seară, Doamne, Te rugăm, ia ființa noastră sub ocrotirea și sub stăpânirea Duhului Tău cel Sfânt. Și lucrează Tu, Doamne, în noi mântuirea pe care vrei să o lucrezi și în alții. Ne lăsăm predați în mâinile Tale, Doamne, și peste noapte Duhul Tău și Îngerii Tăi să ne conducă acasă și să ne dea liniște, Doamne, până nu vom înțelege chemarea pe care Tu ne-ai făcut-o în această seară. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne vorbești din nou și din nou. De aceea Te lăudăm prin meritele Fiului Tău, scump și iubit de Tine. Și ajută-ne să fie iubiți și de noi, acum și până în ziua veniciei. Amin. Amin.